Hristos a înviat. Iubite Părinte Cezar, domnule director Bogdan, iubiți copii, iubiți părinți, este o mare bucurie să avem o astfel de întâlnire după ce ați dat o probă de maturitate copilărească. Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieții. Copilăria este sublimă, e dincolo de frumusețe. Pentru că încă de când sunt sugari, copiii zâmbesc frumos. Atunci zâmbesc cel mai mult. Și ei zâmbesc pentru că își văd îngerii lor păzitori. Îngerii păzitori stau aproape de copii mai mult decât de oameni mari. Pentru că ei îi atrag prin drăgălășenia, nevinovăția și frumusețea lor lăuntrică. Și așa cum se exprimă mulți gânditori și părinți, nimic nu este mai frumos decât un copil care este curat, nevinovat, care învață să se roage, învață să creadă și se apropie mereu tot mai mult de Dumnezeu. Se apropie simplu, pentru că simplitatea este o calitate. Copiii care n-au cunoscut păcatul, aceia cu adevărat se seamănă cu îngerii și sunt superiori îngerilor, mă leg de cuvintele Părintelui Cezar, copiii sunt mai frumoși decât îngerii, pentru că au chipul lui Dumnezeu. Îngerii lui l-au. Copiii au chipul Sfintei Treimi și chipul Domnului Iisus Hristos și se vede Hristos în copii. Nu se vede în îngeri. Îngeri nu se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului ca să se prelungească frumusețea dumnezeiască în ei. Ei se împărtășesc doar de Harul lui Dumnezeu și sunt îmbrăcați în Harul lui Dumnezeu. Este mult acest lucru. Dar iată, copiii au un privilegiu mai mare. Până la 7 ani, copiii care sunt cu minți și au învățat cine este Dumnezeu și se roagă, se pot împărtăși în fiecare zi. Și vă rog să aveți grijă să îi împărtășiți cât mai des, dacă nu puteți, în fiecare zi. Dar cel puțin de 100 de ori pe an trebuie să se împărtășească. Pentru că această împărtășire le dă frumusețe, le dă înțelepciune, le dă bucurie, le dă tărie și iată un copil care îl poartă pe Hristos este o frumusețe pe care noi nu putem privi. Dacă am privit frumusețea copilului după ce este împărtășit, aievea ne-am orbit de cea frumusețe, pentru că el este plin de Hristos și a chipului Hristos și strălucirea Harului Sfintei Treimi. Și iată, ați învățat primele lecții despre Dumnezeu, despre suflet, despre îngeri, despre Maica Domnului, despre sfinți. Aceste învățături sunt pentru voi raze de lumină. Și aceste raze vă înnobilează atât de mult. Vă îmbogățesc sufletul și vă sporesc frumusețea. Când un copil învață ceva curat și nu amestecă
cu nimic acea învățătură, este un om care este un prunc care ține cerul în sufletul său, în mintea și în inima sa. Să fiți doritori să învățați cât mai mult și cât mai bine. Cu ce învățați acum, vă îmbogățiți cu o zestre, o zestre care rămâne pentru voi. Toți ne amintim din copilărie că am avut cea mai frumoasă viață în copilărie. Și voi să simțiți frumusețea vieții, a vieții spirituale. Pentru că copiii se și joacă, dar să se joace jocuri care să nu le rănească sufletul. Jocuri curate. Jocurile copilăriei sunt frumoase pentru că n-au în ele nicio umbră, nicio răutate. Și de aceea Mântuitorul spune atât de răspicat, de nu vă veți întoarce să fiți precum copiii, le spune celor mari, nu veți vedea împărăția cerurilor. Chiar în Evanghelia de astăzi, unde este vorba de Nicodem, un om învățat dintre farisei, care a venit la Mântuitorul și a venit să vadă ce poate învăța de la Mântuitorul. Și Mântuitorul a luat cu învățăturile cele mai adânci. Și a zis, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Copiii noștri sunt născuți de sus. Sunt născuți a doua oară, nu numai din părinți. Sunt născuți prin botez, născuți de sus. Nicodem era învățător de lege. Când a auzit aceste cuvinte, a rămas blocat. Și a zis, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Poate să intre a doua oară în pântecele mamice sale și să se nască? Și pe urmă, iată, lumăcii Mântuitorul. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Și iată, îi precizează ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Trebuie să vă nașteți de sus. Și sigur, a stat lângă Mântuitorul și a învățat multe. Mântuitorul i-a făcut chiar o observație. Tu ești învățătorul Israel. Ești dascăl și nu știi toate acestea. Nu știa. Pentru că el citea în literă și nu citea în duh. Avantajul copiilor creștini este acesta, că ei sunt luminați de Harul Duhului Sfânt. Și avantajul vostru este acesta. Dacă vă rugați, dacă vă închinați, dacă aveți credință, dacă vă împărtășiți, sunteți superiori tuturor. Superioritatea constă în zestrea cea lăuntrică. De multe ori, copiii spun anumite lucruri la care cei vârstnici trebuie să se străduiască să înțeleagă. Spun lucruri profunde, dintr-o simplitate a gândirii lor curate. Și cred că în lucrările pe care le-au făcut, ați găsit niște comori. De aceea sunt bucuros. O să rog pe Părintele Cezar să mă împărtășească și mie din comorile voastre. N-am avut timp până acum, dar am experiență să cunosc gândirea copiilor și să fi stat de vorbă cu mulți copii, să-i fi auzit, să-i fi ascultat, chiar la orele deschise, și m-au cucerit cu gândirea lor frumoasă.
într-adevăr, copiii au o tălmăcire care de multe ori trece dincolo de puterea noastră de a înțelege dacă nu suntem curați. Trebuie să ne curățim sufletele, să ne rugăm și să fim cât mai curați ca să putem înțelege ce spun copiii. Și cu adevărat, nu trebuie să aibă multă credință comparată cu nu știu ce cantități. De aceea foarte frumos a pus acest titlu, Bobul de muștar, luat din Sfânta Scriptură. De veți avea credință cât un grăun de muștar, veți zice muntele, ridică-te și te aruncă în mare și așa va fi. De ce este comparată cu bobul de muștar credința cea mai bogată? Pentru că, iată, nu trebuie să fie multă, trebuie să fie curată, sinceră, deplină și statornică. O credință, cât de puternică ar fi, nu trebuie să aibă neapărat informație multă, ci trebuie să aibă simțire adâncă. Aceasta e credința bobului de muștar. Să simți acolo în inimă că Dumnezeu este cu tine. Copiii par naivi, dar nu-i naivitate, ci este comuniune cu Dumnezeu, credința bobului de muștar. Pentru că acolo, în adânc, se statornicește Dumnezeu și nu mai pleacă din lăuntru unui prunc care cu adevărat e credincios, știe că Dumnezeu îl aude, îl vede, tot ce face sub ochiul lui Dumnezeu, sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, crede în Dumnezeu și bine ar fi ca toți copiii, cum a fost cel mai scump și sfânt copil, pruncul Iisus, să crească cu vârsta și cu înțelepciunea, cum ne spune Sfântul Evanghelist. Iată, sunteți la această perioadă frumoasă. Sunteți cei mai frumoși la suflet și cei mai bogați. Trebuie să nu pierdeți această bogăție și această frumusețe. Acestea trebuie să rămână statornice în voi. De nu rămân statornice în voi, vă pierdeți zestră. Și ați pierdut bobul de muștar. Și rămâneți seci. Un om fără credință este sec. Nu-și mai găsește rostul și orientarea în viață. De veți ține credința cea cât un bob de muștar în sufletele voastre, în conștiința voastră, în credința voastră, în inima voastră, aveți un viitor frumos. Părinții trebuie să aibă grijă să vegheze asupra copiilor, pentru că aceasta e latura cea mai importantă din educația copiilor. Dacă rămân copiii ai lui Hristos și Hristos îi îmbrățișează în fiecare zi și îngerul păzitor îi veghează, acei copii rămân copii lui Dumnezeu și părinții se vor bucura de ei. Așa trebuie să gândim, să evaluăm opera copilăriei exprimată în lucrările lor și să căutăm să o întreținem, să o sporim, să o consolidăm, să o facem să fie statornică. Acesta e idealul. Cine are credință, are cea mai mare zestre. Are sensul vieții
și bucuria vieții. Să vă țineți credința și copiii și părinții, și părinții să învețe de la copii bucuria, curăția, sinceritatea, curăția și toate celelalte virtuți copilărești care sunt atât de curate și ei, cu adevărat, sunt mereu însuflețiți de Harul lui Dumnezeu, de aceea au și inspirație și bucurie și pace și dorință de viață și această acuratețe a trăirilor. Se poate vorbi la nesfârșit, pentru că darurile acestea nu se pot măsura. Sunt atât de bogate și copil față de alt copil se vede că unul are niște raze, altul are alte raze. Se completează, se împlinesc, pentru că virtuțile copilăriei sunt atât de frumoase, atât de variate, dar toate converg către adevărul credinței care este Hristos. Să rămânem în Hristos, în adevărul credinței, în bucuria mărturisirii credinței, prin gândire, vorbire, scriere, prin comportament, prin rugăciune, prin atașament față de biserică, de Sfânta Împărtășanie, de tot ce este sfânt, frumos, adevărat și vrednic de păstrat și de sporit, ca să fie copilăria perpetuă și acum și peste un an și peste 10 ani, copilăria de acum, să o luați cu voi și să o țineți și peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Acesta trebuie să fie idealul acestor copii și părinții să-i încurajați, să-i educați în așa fel încât să nu se piardă cea mai frumoasă perioadă a vieții acestor copii care se exprimă sublim și se poartă copilărește, adică fără de păcat, în nevinovăție. Succes mai departe, binecuvântare și bucurie și spor în cele sfinte, bune, adevărate și drepte. Doamne ajută, la mulți ani!